Bună ziua! Numele meu este Mara Câșlariu și sunt Team Leader Analytics la BT Provider, precum și Tableau Certified Consultant. Iar astăzi o să urmărim împreună cum să realizăm o paginare în Tableau. La ce ne este utilă o paginare? În momentul în care avem un câmp în sursa noastră de date, cu o listă lungă de valori, utilizatorul final nu se poate concentra pe toate aceste valori simultan. Pentru a facilita analiza utilizatorului, putem să ne concentrăm asupra unui număr limitat de valori. În același timp, nu dorim să nu afișăm toate valorile posibile din sursa noastră de date. Și cel mai ușor mod de a afișa o listă mult mai scurtă, dar în același timp să oferim posibilitatea de a vedea toate valorile, este să facem o astfel de paginare. Mai mult decât atât, această paginare ne va ajuta și la dimensiunile pe care le va ocupa graficul nostru într-un dashboard, de exemplu. Pentru a realiza această paginare, ne vom folosi de câmpul City, pe care îl vom aduce pe rows, deoarece acest câmp are o serie destul de largă de valori. Voi aduce sales pe columns și voi vrea să-mi aduc și profitul. Însă vreau ca profitul meu să împărtășească aceeași axă cu vânzările. Motiv pentru care în momentul în care îl aduc în vizualizare, o să-l aduc exact deasupra axei vânzărilor. În acest moment, îmi este destul de greu să compar două city-uri, astfel încât voi vrea să mut measure names pe columns, fiindu-mi în acest moment mult mai ușor urmărirea diferențelor dintre un oraș și altul. Pentru a începe crearea acestei paginări, vom avea în primul rând nevoie de doi parametri. Primul parametru pe care îl vom crea, îl vom numi Group Number. Acest parametru ne va ajuta să știm pe ce pagină suntem. Dacă vom fi pe pagina 1, pe pagina 10 sau pe pagina 20. Acesta va trebui să fie de tip integer. Și mai mult decât atât, mă voi duce pe range și voi seta ca minimul acestuia să fie 1. Întotdeauna vom pleca de la prima pagină. Am creat primul parametru, astfel încât putem să creăm și al doilea parametru, pe care îl vom numi size of group. Acesta va trebui de asemenea să fie de tip integer. Și îmi voi alege să am 15 valori pe pagină. Acest size of group ne va spune numărul de valori pe care noi le vom afișa din City pe fiecare pagină în parte. Odată creat și acest parametru, putem să trecem la crearea câmpurilor calculate de care avem nevoie. Primul câmp calculat pe care îl vom crea, îl vom numi index. Și de asemenea acesta va folosi funcția index. Ultimul câmp calculat de care avem nevoie se va numi grup filter. Acest câmp calculat va trebui să verifice indexul pe care noi tocmai l-am calculat dacă este mai mic sau egal decât grup number, parametrul nostru de înmulțit cu size of group. Dar în același timp, and, indexul creat de noi trebuie să fie mai mare strict decât group number de înmulțit cu size of group din care vom scădea size of group. Odată creat acest câmp, vom putea să-l aducem la filtre. Desigur, cele două valori disponibile sunt true și false, iar pe noi ne va interesa ca întotdeauna valoarea acestui filtru să fie setată pe true. În acest moment am rămas cu 15 rânduri, așa cum am setat în parametrul nostru de size of group. Putem să afișăm parametrii. Și mai mult decât atât, aș vrea să colorez un pic această vizualizare. O să-mi aduc Measure Values pe Color și voi folosi Separate Legends, deoarece vânzările
nu pot fi negative, în schimb profitul poate să fie. Și acum testăm paginarea. În momentul în care am modificat pagina, putem să observăm că am trecut la următorul set de valori din City. În același timp, haideți să încercăm să afișăm o listă de 30 de valori. Și în acest moment observăm că sunt pe pagina 2 și văd 30 de valori ale orașelor pe care eu le am în lista câmpului folosit. Aceasta este modalitatea de paginare din tablou pe care am vrut să vă prezint astăzi. Pentru orice întrebări aveți, nu ezitați să ne contactați și vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat.